Interimarul Dumitru Dascălu habar nu are ce se întâmplă în partidul său. În toiul scandalului, acesta află din mass media detaliile despre ce se întâmplă acolo. La ora actuală, eu am citit în presă, am avut o discuție cu domnul Fugar de dimineață, urmează să mă documentez, deci citesc în presă că primarul cu nu știu care se duce să... Peremiștii îi acuză pe liberal că stau la baza încercării de demitere a lui Ion Fugaru. Ștrengărița de la PNL este arătată cu degetul de bucălăiete care nici el nu prea știe ce și cum se întâmplă la Cărbunești. Eu cred că eu și noi, Partidul România Mare, că totul vine din partea actualului primar, care până acum a făcut echipă cu domnul Fugaru și se pare că a fost deranjat atunci când domnul Fugaru a spus că sunt tot felul de grupuri de interese în acea primărie. Dacă se încearcă schimbarea, noi suntem convinși că vine dinspre, sau eu, cel puțin din punctul meu de vedere, sunt convins că vine din partea acestui domn Dian Popescu și a domnului primar, care au declarat public acest lucru. Dian Popescu refuză să mai comenteze acuzele premise, deoarece, spune el, îi miroase din umbră a Ion Călinoiu. Eu nu mai comentez ce declară Partidul România Mare. Am comentat în câteva rânduri, întrucât am simțit că declarațiile României Mare sunt practic declarațiile domnului Călinoiu. Și asta era și realitatea. În final, Dumitru Dascălu a spus că va avea timp până joi să analizeze situația și că va emite un comunicat de presă cu poziția partidului vis-a-vis de atitudinea celorlalte formațiuni politice în Cărbunești. Până atunci, Fugaru va beneficia de sprijinul PRM, mai declară interimarul Dascălu.